la nivel european a pandemiei cu SARS-CoV-2. În urma acestei ședințe s-au luat o serie de decizii, o serie de decizii care includ, dincolo de urmărirea și evaluarea respectării regulilor, și aici, mă repet, sunt aceleași reguli pe care le-am impus la începutul acestei pandemii, odată cu relaxările sau odată cu evoluția. Țin să menționez că în toată această perioadă și evoluția, dar și analiza au arătat că unii dintre noi nu au realizat încă că portul unei măști poate să ne aducă într-o stare de liniște și nu în fața unei măști al unui aparat de respirat. Cred că acele reguli care se impun sau s-au impus, în a fi respectate, în a limita transmiterea în comunitate și efectiv a numărului de îmbolnăviri, trebuie să revină în actualitate. Evoluția la nivel european și la nivel național ne-a arătat că suntem pe un trend ascendent într-un context al unei luni septembrie grevată de reveniri la o posibilă normalitate, revenirea din concedii, redeschiderea restaurantelor, redeschiderea teatrelor, redeschiderea cinematografelor, începerea școlii, campanie electorală și alegerile locale de pe 27. Evaluarea Institutului Național de Sănătate Publică a arătat că în această perioadă am avut o creștere a numărului de localități cu un indice peste 3, cumulat la 14 zile raportat la 1000 de locuitori, precum și a celor care au trecut într-un scenariu galben între 1 și 3. În acest context s-au făcut evaluări la tot ce înseamnă activități relaxate sau cu revenirea la normal. S-au făcut evaluări și actualizări ale listelor țărilor care au un indice ridicat. Ca urmare a acestei actualizări s-au luat în seara aceasta și anumite decizii, astfel pentru cetățenii care vin din aceste țări cu un indice ridicat, mai ridicat decât al țării noastre, să impun și o serie de reguli. Pentru cei care vin să stea pentru 3 zile în România, din aceste țări, pot veni cu un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore. Pentru cei care vin să stea pentru o perioadă mai lungă, intră în carantină pentru 14 zile, cu posibilitatea ca a 8-a zi să efectueze la cerere un test, testul fiind negativ și asimptomatic, la 10 zile pot ieși din carantină. Ceilalți rămân în continuare pentru cele 14 zile în carantină. Evaluarea fiecărui caz, fiecărui focar, se va face în continuare prin anchete epidemiologice de către Direcția de Sănătate Publică a județului respectiv, precum și avizele care vor fi date tot de Direcția de Sănătate Publică. Contextul evaluării fiecărei localități se referă la acel indice cumulat a cazurilor noi în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori. Pentru un indice, să spunem, de 3, dar acolo unde vom avea focare constituite, limităm doar la acele focare, urmând a evalua fiecare transmitere comunitară în localitatea respectivă. La fel, rămân valabile acele evaluări pe care DSP-ul și INSP-ul le fac în ce privește acel indice de 1,5, potrivit cărora restaurantele, teatrele și cinematografele rămân deschise sau nu. Celelalte măsuri, o să rog pe domnul secretar de stat Arafat să vă le prezinte. Mulțumesc, domnule ministru, bună seara! În urma votului Comitetului Național pentru Situații de Urgență au fost stabilite următoarele aspecte care astăzi au fost solicitate și supuse acestui vot. În primul rând, toate comitetele județene și Comitetul Municipal al Municipiului București, toate comitetele județene pentru situații de urgență urmează să se întrunească în regim de urgență, să analizeze situația epidemiologică în fiecare județ și în localitățile din județele respective și să ia toate măsurile care sunt prevăzute prin hotărârile de guvern sau hotărârile CNSU care au fost emise în contextul unei incidențe de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile sau dacă sunt alte considerente care trebuie să fie analizate, care să impună unele măsuri. Măsurile care vor fi analizate în mod deosebit, dar nu ne limităm numai la aceste măsuri, purtarea măștii în spațiile închise, dar și cele deschise în mod deosebit, în spațiile publice unde există aglomerație și este nevoie de portul măștii în spațiul respectiv, carantinarea localităților
care depășesc 3 la mie în ultimele 14 zile și, bineînțeles, aici luând în considerare dacă în aceste localități există focare sau nu, dacă este răspândire comunitară, atunci luarea în considerare a carantinării acestor localități, evenimentele, interzicerea evenimentelor, precum nunți, botezuri, în zonele care sunt cu incidența mai mare de 1,5 în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, închiderea sau sistarea activității restaurantelor în interior, în zonele care depășesc incidența de 1,5, de altfel, astea sunt decizii care au fost luate de Comitetul Național și au fost luate și prin hotărâre de guvern, ci solicităm la toate comitetele județene și la Comitetul Municipiului București să implementeze aceste măsuri acolo unde regulă o impune. Mai mult decât atât, este în analiză și posibilitatea implementării în curând a măsurii de închidere a activității, sau mai bine zis, suspendării activității agenților care nu respectă reglementările, cel puțin timp de 30 de zile de la momentul constatării abaterii. Mai departe, în zonele în care avem incidența de 1,5 la 1000 de locuitori, recomandarea este că toți agenții economici, inclusiv instituțiile publice și private, să ia în considerare, 1, muncă de la domiciliu, la distanță, și acolo unde nu se poate, 2, decalarea programului. Acest lucru trebuie să devină o obligație la toate instituțiile din zonele care sunt afectate și au incidență de 1,5 sau mai mare de 1,5 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Mai este o decizie care a fost luată și anume referitor la organizarea sărbătorilor religioase și care este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședință în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor sau pelerinilor din alte localități. Acest lucru este extrem de necesar, pentru că, și aici vreau să explic, riscul major nu este numai participarea la fața locului. Riscul major este pe durata transportului, în autocare, în timpul în care se deplasează la localitatea respectivă sau înapoi acasă. Dacă se stă într-un autocar sau într-o mașină sau într-un mijloc de transport ore, este suficient să fie o singură persoană infectată ca să se întoarcă toți care au călătorit în mijlocul respectiv infectați acasă. Acest lucru trebuie să fie limitat și sper că populația ne înțelege pentru această decizie și, cum am zis, deci sărbătorile se fac, doar că participanții vor fi numai cei care au domiciliu sau reședință în localitatea unde se desfășoară activitatea respectivă și nu se permite participarea unora din afara localității respective. Vreau să insist și anumit asupra unui aspect, și asta este a controalelor. Controalele vor fi intensificate, vor fi făcute verificări de respectare a regulilor, lucru care va fi extrem de important din punct de vedere al limitării răspândirii virusului. Dar ce ne așteptăm la el mai mult este colaborarea dumneavoastră, colaborarea populației cu noi. Cum zicea domnul ministru înainte, gestul este foarte simplu. Purtarea măștii, distanțarea, respectarea regulilor de interacțiune, dezinfectarea pe mâini, dezinfectarea suprafețelor. Pot aceste măsuri simple să ducă la controlul situației și la începerea unui trend descendent, în loc să continuăm pe un trend ascendent. S-a mai luat încă o decizie și aceasta o să o menționez, și anume, persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna septembrie pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale și județene să poată depune jurământul prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ,
fără prezență fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină în condițiile legii. Bineînțeles, aceasta este o propunere aprobată la nivelul comitetului și urmează după asta să se emite un act normativ, o hotărâre de guvern care să stabilească acest lucru, ca să nu punem în dificultate procesul respectiv. Deci cam asta este situația și în sfârșit o întrebare care astăzi am primit-o de la mai mulți jurnaliști referitor la terapie intensivă de la Spitalul Viting. Deci primii doi pacienți au ajuns în seara asta la terapie intensivă de la Spitalul Viting în urma detașării a medicilor anesteziști care deja vor activa acolo.